Am înțeles de anunțuri imobiliare de la proprietari plătite, deci cu casa de auge anunțuri plătești prin SMS. Am făcut înscriere în directoare, am mers, am avut o, să zic, relativ mică îmbunătățire a page-ului anunțului și a poziției pe Google. Am făcut o optimizare SEO extraordinară care m-a adus pe anumite cuvinte cheie pe poziția 1 și 2. Ce să fac să crezi mai mult? E vorba de fără intermediar cumva. Unde vrei să crești? Ce vreau să crezi la client. Deci vrei trafic. Vreau bani, nu vreau trafic. Vreau proprietari care să-și adauge anunțuri. Mă interesează în prima fază să crezi spațiul de atât, să am mai multe anunțuri pentru a putea da vizitatorilor variante de anunțuri, clienților, potențialilor clienți. Pentru că dacă nu am anunțuri, degeaba am clienți. Degeaba am potențial cumpărător de apartamente sau potențial oameni care se viază, știi? Deci vreau proprietari, vreau oameni care vor să-și vândă apartamentul, vor să-și creeze casa, vor să facă chestia. Și proprietari, nu agenții, nu am nimic de legătură. Ok. Concurență în magazinul de case... Concurență în magazinul de case care cere 1 milion și se duce la client acasă. Eu sunt doar strict pe online, cer 3 euro și îți aduci singur, îți adaug singur anunț. Eu nu mai fac nimic, doar ți la aprob. Am un operator care dă semn sau aprob în funcție de... Vede dacă e agenție sau nu. E o chestie manuală care nu trebuie. Asta e cât de bine se va descurca clientul să-și pună anunțul acolo, adică va fi o chestie cum ne-a arătat Olivian adineauri, sau... Nu, ți-a dat un singur anunțul de vânzare al casei. Cum vrei să vând la vânt, de o parte de camere, unde, cum... Asta e singura chestie, text. Da, da, singura chestie care face proprietarul. În fine, concurența există prin SMS, concurența există foarte mare pe chestia asta, cea puțin... Pe nișa ta cu SMS? Pe nișa mea cu... Nu pe nișa mea cu SMS, pe nișa mea cu anunțuri imobiliare direct la proprietari, că sunt foarte mari. Suntem puțini care cerem bani pe chestia asta și cer bani pentru că dacă nu cer bani, sunt foarte mulți spammeri care bagă anunțuri de la agenții imobiliare și... mi-am dat seama că eu nu câștig, vreau să câștig de reclamă, nu mai există așa ceva în România. Nu mai cred în chestia asta în Google AdSense și în trenere. E low, low, adică. Și de asta cer bani. Și oricum aduc o valoare mult mai mare dacă cer bani, pentru că ăla care își vinde un apartament de 50.000 de euro, plătește doar 3 euro să-și împândă și știe că acolo sunt doar anunțuri plătite, doar anunțuri de la alți proprietari și tot așa. Dar de ce nu vrei tu agenții imobiliare? De ce nu vreau agenții imobiliare? Pentru că e o altă nișă și e o concurență foarte mare pe anunțuri, să ai cu anunțuri cu... Deja există pe... Da, dar nu știu, sunt o grămadă de anunțuri, de site-uri cu anunțuri imobiliare. Dar cu anunțuri direct de la proprietari sunt mai puține, bine, acum au mai crescut, dar eu am avantajul că sunt plătit. Adică primesc doar cele... Ofer calitate. Da, ofer doar și le... O secundă. Le accept doar pe cele care sunt verificate. Adică sunt verificate manual. Ar fi bine să accepti agențiile imobiliare. Am aproape 10 ani de meserie cu fond că vizăm pentru un anunț care vine de la particulare, pot veni cu deja anunțuri plătite cu SMS de la agenții pentru că, de ce proprietarul folosește bugetul lui, care sunt unii și sunt citroși. Deosebit de citroși care a preferat să le dai 3 euro ca să pună la tine un anunț, știi? Dar o agenție puțin îți dă 200 de anunțuri pe lună, la 1 euro sau la 1 euro jumate, zicem așa, pentru că bugetul va intră în marketing oricum. Iar dacă site-ul tău e bine lansat, cum zice el, e ok. Consideră că a câștigat, mai ales dacă să zicem face pe urmă el o mică anchetă întreagă și să zice, da, am făcut 2 tranzacții, pe urma la clienții aduce pe site-ul tău și atunci îi convine. După două tranzacții poate încasează 5.000 de euro sau chiar mai mult și a plătit 200. E o super afacere în cazul ăsta. Dar dacă eu targetez doar cei care vor să închirieze, respectiv să cumpere, fără a apela la agenții imobiliare, n-are niciun rost să include agenție în anumite. E foarte ok ce spui, dar în cazul ăsta nișa ta e foarte mic. Da, știu, dar vreau să fie foarte mic. Nu vreau să explodez, ca să zic așa. Dar există o creștere potențială pe care o văd, o simt și o cunosc. Și vreau să cresc până acolo unde pot.
Nu am acces la proprietari, vreau să am acces la proprietari care pot să vândă. Fără admitim. Aici simt că există, știu că există, dar nu sunt eu capabil. Vorba de vizibilitatea asta. Părerea mea. E prost să iei banii de la proprietari, pentru că sunt sute de site-uri de anunțuri pe care le poate accesa oricine, sunt foarte, foarte cunoscute și eu ca proprietar deja mă duc pe net și îmi pun pe 5 site-uri, deja mai sunt încă 50 care le iau de pe site-urile respective și sigur mă sună în următoarea secundă 30 de agenți imobiliari, să spunem, și 20 de oameni interesați. Părerea mea e că e bine să iei banii de la agenții în felul următor. Tu, dacă te pricepi să îți găsești particularii care vor să vândă, iei anunțul de la particular gratis, chiar te duci și faci poze și vinzi către agenții datele lor. Cam, eu zic că în genul ăsta poți să faci bani și știu că sunt, e un program. Pentru că e greu să iei banii proprietarului când el are 500 de... Asta zic, ce oferi tu în plus proprietarului? Faptul că nu va plăti comisiunea agenției. Asta e vorba de mine. Asta tot o face la anunțul.ro, pentru că mă sună agenția și zic, nu, domnule. Nu vreau să fiu sunat de agențiile alea, sunt proprietar, nu am nevoie de petiție. Nu am nevoie de 30 de telefoane pe zi și să mai plătesc 1.500 de euro comisiune. Ok. Da, dar chestia asta e târzi de tranzacția foarte mare. Dacă o face prin agenție, poate să facă într-o săptămână, dacă o face de capul lui, poate să treacă un an, spun cinstit. Da, 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 știu. Da. Și atunci... Păi, e rezultatul tău. Să multe atât, dacă intri pe anunțul.ro, secțiunea de online, vezi foarte multe anunțuri pe care, din text, îți dai seama că e dat la disperare. Vând urgent sau vând acum sau găsești proprietatea cu 10.000 de euro sub preț, se duce la agenție. Nu îi vreau pe cei care vor să care acceptă agenții. Fac fără intermediar cu roz, zice direct. Că nu care e rezultatul tău? Uite, eu am urmărit cum a crescut imobiliare.ro de la început. Au început cu servicii gratuite și au ținut 3 ani de zile. Stai puțin, vorbiți pe rând, stai puțin. Și super servicii, mă așa. Băi, vorbiți pe rând, stai puțin. De asta zic că e complicat de la un om care are atâtea locuri unde să-și listeze anunțul, e complicat să-i ceri bani. O nișă. Da, da, sunt foarte multe. Ca să câștigi, trebuie să vii cu un rezultat, care rezultatul tău este mai bun decât al celorlalți. Dacă tu o să-mi spui că, uite, dacă vrei să-ți închiriezi casa, vii la mine și într-o lună, în medie, îți găsesc client, m-ai câștigat. Deci tu trebuie să punctezi rezultatul. E un lucru, e faptul că tu ai o legătură directă și că nu mai trece prin agenție imobiliare și asta satisface clientul, da? Un anumit tip de client pe care tu vrei să-l ții, dar ofere rezultatul. Spune, ok, la mine dacă te înscrii în două săptămâni, ai client. Asta e chestia. Dar nu poți să-i promit, nu sunt agenție. Agenția îi promite prin contract. Agenția nu poate garanta. Dar măcar există în două săptămâni. Există un termen. Ai o medie. Ai o medie. Da, faci o parteneriat cu o firmă care face cadastru și carte funciară și spui, te înscrii la noi și îți fac ăștia la un preț promoțional cadastru și cartea funciară. Și în felul ăsta poate îl câștigi. Pentru că acest cadastru și carte funciară s-ar putea, dacă e un teren mai cu probleme, așa, poate să ia două luni. Chestia pe care o oferă ei e că vin ei la tine și îți fac niște poze profesioniste și pe chestia aia îți iau banii, dar pur și simplu că eu îmi pun anunțul pe tine, pe site-ul tău și să-mi iei 3 euro, nu zic că e mult, că e puțin până la urmă, 3 euro mai e într-un loc, dar deja sunt 100 de alte lucruri. De asta zic, trebuie să mai găsești încă ceva care să îi dai un plus ca să se merite cei 3 euro. Pentru că doar de adăugat anunț, că până la urmă gândește că o să fie foarte multe agenții care o să vină pe site la tine și o să se uite, uite, aici are multe particulare, aici e din nou. Cătălin, de microfon. Și nu să mă trece pe mine la cap 50 de telefoane de la agenții ca să le spun, nu domnule, nu mă interesează nicio agenție, pentru că știu că am publicat și eu anunțuri de închiriere și de cerere și de ofertă și în momentul în care publici oriunde, mamă, păi îți vine pe urmă
nu mai poți, telefonul îți sună în continuu. Eu fac cei care adăugă la mine, nu prea mă adăugă în altă parte. Da, este exclusivitate. Pentru că nu vor să adăugă în altă parte. Asta e din ce am vorbit cu Spate între ei și la ce observ eu că îi caut pe... Și vrea să fie o amortenție. Mai am o întrebare, dacă îmi permiți. Cum deosebești un anunț real de un anunț de agenție? Cum faci deosebirea între ei? Cele mai multe se caută după număr de telefon din mail, dacă există pe alte site-uri. Și la cele care există, să zic că... Cred eu potențial că... De exemplu, să zic că a aducat un anunț de camere, telefon, e-mail. Dau să-și pe un Google, acum așa. Dacă mai există pe alte site-uri, eventual și cu alte anunțe mai bine, că nu știu, de case, spații comerciale și așa, înseamnă agenție. Eu îți recomand o metodă mai simplă. Instalează InfoImob, vorbește cu băieții de la InfoImob.ro, un softuleț care recunoaște toate numerele de telefon de agenții și de agenții pe ultimii 5-6 ani și îi înlătură direct și îți listează numai anunțuri particulare. Cu adresă de mail cu tot și poți să-i și spamezi un pic, adică le trimiți mail, uite, am site-ul ăsta, facem, dregem, mergem pe apă. Înțelegi? Da, asta de informație. Eu făceam manual, cu căutare... Și la 35 de dolari pe lună plus TVA, e mai mult decât ok, părerea mea. Adică el îți dă fiecare zi toate anunțurile care apar în ziare, presă, net... Am mai spus, Vlad, există la fel Argus.ro, Revo.ro, sunt vreo 5-6, dar InfoImob e cel mai friendly, ca să zic așa, cel mai ușor de folosit. Din punctul meu de vedere, nu știu ala altul, poate alții sunt obișnuiți cu alte lucruri. Poți să faci, să-ți crești business. Acum să lăsăm la o parte modelul de business, să-l crești. Eu zic că singura modalitate de a crește pe nișa asta e PR-ul. Deci cumva să zici, uite, prin, exact cum face magazinul de case, dacă te-ai uitat, la fiecare lună, uite, mai apar prin ziare că magazinul de case în criza a vândut 10 apartamente de nu știu cât. Exact asta e singura posibilitate, pentru că ca să faci o optimizare SEO pe nișa de imobiliare, îți trebuie o grămadă de bani pe zi. Și nu poți să o faci prin link-uri, chestii. Aici trebuie să faci achiziții, trebuie să faci link-uri, care costă, pentru că ai nevoie de oameni foarte specializați, care se pricep foarte bine și au nevoie de foarte mulți bani să ajungi undeva sus pe motoarele de căutare, deci să fii gen, nu știu, imobiliare.ro sau care... Eu sunt de anunțul proprietar și anunțul particular, întreprindere. Da, păi da, ești întreprindere pentru că asta targetezi și e foarte mică nișa, dar gândește că oamenii pe care îi cauți tu, că până la urmă traficul, tu ai nevoie de oameni care sunt interesați de apartamente. Nu neapărat el o să cauți... Cei care sunt interesați să vândă. Păi da, da, ăia sunt clienții, dar ei o să plătească la tine în momentul în care tu poți să zicem măcar le oferi un trafic de, nu știu, 1000 pe zi măcar, care le garantează, bă, uite, eu dau 3 euro aici, dar știu că aici îmi vin foarte mulți oameni interesați. De asta zic că pe tine nu te interesează să crești traficul ca anunțuri proprietari, chestii, pentru că asta e de unde ții cu banii, dar oamenii aia, ca să-ți dea banii, trebuie să aibă un motiv. Pentru că degeaba îi spun eu că, uite mă, eu mi-am pus site-ul ăsta și costă 3 euro și îți garantez că aici e bine pe site la mine, dacă eu, de fapt, nu, pe site la mine nu intră oamenii interesați de anunțurile respective. Dar eu rotești, pentru că ăia nu intră dacă nu sunt anunțuri noi mereu. Dacă tu ai făcut două luni, nu o să-ți intre noi mereu. Asta zic, de asta... Pe de altă parte, proprietarii nu vând că, păi, dacă nu resta vizitatorii, eu de ce să-mi pun anunțuri, mai și plătesc pe deasupra. Exact, asta e. Deci e cu dus întors. Da, dar eu zic că cât mai mult, adică trebuie să ranchezi cât mai bine pe chestii de a aduce cumpărători pentru cei care plătesc acolo. Da, asta spun că e avantajul tău, pentru că așa, să spunem, îți ieși o poziție bună în motorul de căutare și automat asta înseamnă și PR până la urmă, pentru că, domnule, toată lumea când caută ceva te vede pe tine acolo, deci e, și spune, o să vadă brandul tău și mai spune și la un prieten care e interesat de chestia de nișă și îți aduce trafic și așa poți să ceri și tu bani. Spui, da, domnule, că uite, până la urmă și anunțul.ro costă să pui acolo un anunț, adică eu chiar mă mir câți bani fac oamenii respectivi, adică chiar
câștigă foarte mulți bani. De asta zic că e bine mai întâi să atâi cu traficul și pe urmă măcar ăsta, dacă nu mai e altă chestie care să o adaugi ca valoare la cei 3 euro, măcar aici îi spui, domnule, noi suntem cel mai cunoscut portal de anunțuri particulari, avem 5.000 de vizitatori pe zi, nu e interesant pentru voi să dați 3 euro și să apărăți la noi pe site. De asta zic că, că până la urmă și motorul de business anunțul.ro e același. Numai că ei se bazează pe generator, da, adică pe imobiliare, agenții, pe... Știți, sunt mândre. Să zic o două chestii. Poți să faci, trebuie să ai bani investiți. Ca să vedea orice să faci. Să gândești dacă poți să faci o campanie pentru că ce, dar nu să te aducă bani. Am făcut, nu știu, acum mai e, da. Decât să, adică să te acoperi costuri în jurul în care să te aducă bani. Tu vezi cu modelul Traffic Pro. Traffic Pro a stat pe 5-6 ani fără să ceară nimic măcar un euro pentru linkul ăla. Au avut calitate cu timp, au fost singuri clienți care au făcut chestia și acum își permis să ceară bani, deși a apărut și-au dat. Știi ce și-au permis și-au cerut bani? Nu au început să ceră bani pentru că nu au zis hai să facem bani. Pentru că a apărut concurența oficială și a zis, mă, ăștia cer o grămadă de bani. Exact. Merită bani. Înainte dacă încercau acum 5 ani, nu-i dădeau bani. Dar nici eu nu sunt pe nimic. E trază, e ceva care are o mare calitate. Dar ce-ți oferă? În afară de statisticile alea. Și care le ai gratuit și mai bine cu Google Analytics? Da, dar mă oferă ceva, de ce nu, e site românesc și oferă cel puțin un lucru pe site, văd dacă au trat de cuvânt, văd dacă ei au vor să investească bani. Dacă ei nu se investează de la să pun un banner acolo care îi validează într-un fel, mi se pare că nu. Da, eu, nu sunt chiar de aceeași părere. Asta, în fine, nu contează. Da, e rău, dar, spune. Într-adevăr, uite, ce spunea Cristian, e bine. Poți să începi cu gratuit și vezi cum curge o perioadă până tu, acum la ce nivel ești, adică la trafic. Trafic lunar? Pe zi. Câteva sute. Da, e asta vreau. Vezi ce nu ați gândit, particular.ro. Cam unde sunt ei și cum eu sunt sigur că în general site-urile astea sunt foarte, foarte traficate de partea de agenție, adică pentru că particular.ro e tot pentru agenție făcute, el ia toate anunțurile agenției, mă zic către agenție, exact ce spunea despre Info Imob și toate celelalte. Despre Infoimob, dar și particular.ro, fac mai practic o treabă. Ei fac parteneriate cu asemenea site-uri, cum ai tu, în sensul că vin, îl scanează pe niște metode care nu îmi scapă și preiau toate anunțurile noi și le bagă în baza lor de date. Infoimob vezi niște bani pentru chestia asta, nu știu cât. N-am mai vorbit cu prietenii ăștia de vreo 4 ani, dar știu că în continuare se ocupă de treburi. Altă variantă ar fi, cum a făcut și imobiliare.ro, care e de best of the best în imobiliare, acum vreo 4-5 ani de zile, erau servicii, ultimele anunțuri din 24 de ore. Făceau ca lucruri pe chestiile astea și le trimiteau la agențiile imobiliare. Luau bani de ei pe chestiile. Dar bani nu lucrurile. Dacă vrei o bază de date cu peste 2000 de agenții imobiliare pe care le-am făcut-o în ultimii 3 ani de zile, se dau cu dragoste și chiar dacă am muncit 3 ani. Deci, nu, sunt verificate, deci sunt verificate. Nu, anul trecut, ca asta a fost. Nu, 60%, 80%, dacă vreți. În domeniu, vă spun că nu. Nu, e prăpăt, știu, dar poți să monetizezi în felul ăsta. Da, chiar mă gândesc la asta. Adică ai mărturisit din prima că te interesează banul, e foarte cinstit, foarte ok. Da, dar cine face? Orientează-te către bani și nu de la amărâți, că cei mai mulți în momentul ăsta vând la disperare. Eu știu ce e pe piață. Păi știu că zice 3 euro, parcă ai luat-o pe măsă. Nu pe bune, spui. Da. Și mai că s-a poate face mai puțin. Sunt ok 3 euro, pentru că el din cineva 60 de cu cumpăra pagatul și ăsta pe la 30 de la 3 euro e un buget ok. Ce a fost? E maxim ok. A fost o statistică înainte. Deci era maxim acceptat. Adică nu maximul. Da, 3 euro e ok, media... e ok, adică la costat să vezi scoate la imprimantă 70 de foi, 100 de mii, deci... La părerea mea e că acum ce ai putea să faci? Să încerci să mai îți îmbunătățești poziția promotoarele de comentare. Nu știu, încearcă să mai modifici, nu știu, acum site-ul tău cum arată,
Poate îl pui la trafic. Sau fix grid. E să-l studiem. Da, cred că mai e de duci la site. Să încerci, uite, mai e o variantă. Foarte mult ăștia din România, poate site-ul, le targetează București. Încearcă să mergi pe local. Undeva să rangezi foarte bine. De nenorocirea și mai mare. Apartamente Cluj, da, în Timișoara. Da, foarte orice. Deci, nu te gândi la proprietari, scoate proprietari. Ce să mă trebuie dacă ăsta e nișa mea? Da, da, trebuie să-i oferi ceva, el are dreptate. Care caută anunț proprietar așa, caută pentru trafic. Pentru trafic, asta zic. Pe tine nu te interesează prin partea de SEO să aduci neapărat clienții. Pentru că după ce ai un trafic foarte mare, poți să faci o campanie pe PPC și automat o să vezi că, adică acolo targetezi exact chestiile pe care te interesează. Și în momentul în ziua când aduci 3000 de vizitatori din Google pe zi, o să ai și pozițiile aranjate pentru chestiile, pentru cuvintele cheie care îți aduc ție bani. De asta zic, tu acum gândește-te cum să mărești cât mai mult traficul ca să ai o legitimitate să ceri bani, să spui, domnule, uite, ăsta e un site foarte tare de anunțe particulari, lumea îl știe, e foarte vizitat, are o poziție foarte bună în Google, nu te costă mult să dai 3 euro să-ți listezi acolo. De asta zic, pentru că chiar dacă tu ești în aceeași nișă cu magazinul de case, magazinul de case are alte idei, pentru că el puși pe asta îți cere bani, că vine la tine și îți face poze, cele mai tari poze, ca să zic ei că, mamă, sunt super expert în făcutul pozelor apartamentelor, ca să se vândă. Da, cam asta e, asta e valoarea lor atât. Este beneficiu pe care, da, 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 pe care îl mai de la ei. De asta zic că trebuie să mai muncești la partea asta de trafic, că măcar acolo îți oferă puțină legitimitate și prin asta poți să ceri banul respectiv. Da. Asta, chiar i-au venit și ăștia. Uite, ia pe ăsta. La ce? Da, sunt tot. Cam atâta. Stai să zic ceva. Nu am zis bine. Stai, 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 stai. Aplaudăm, mai întrebăm. Deci, dacă vrei să-ți fidelizezi clienții, eu merge să și pe prezența pe rețele sociale și ca să fac chestia asta, sau dacă crezi că poți să ceri mai mult bani, dacă tu zici că ai clienți fideli, să fii cumva diferit de anunțul care cere 3 euro și nu știu ce, să ceri mai mult bani? Păi clienți fideli nu cred că am, pentru că nu-și vinde în fiecare lună un apartament. Da, ideea e că dacă e un client mulțumit, poate recomandă la prietenii lui și la chestia... Da, de prin asta poți să știi foarte bine, că până la urmă client fideli e o dată rar, cel mult. Da, exact, nu vinzi în fiecare zi. Dacă ești agenție, iar ajunge. Am pus pe blogul fieficient.com un review al lui imobiliare.ro și îți recomand să citești. E foarte lung și am scris ce era de bine prin cap despre imobiliare. Și... Ok, mersi. Mulțumesc! Campania a fost la